Ema, sunt 5 jucători ai lui Vintilă care așteaptă această centrare. Mingea se întoarce la Florinel Coman. Coman, tare, periculos, este gol! Este gol! Marcat de Cristea! VCSB egalează în acest minut 37 după o fază prelungită de atac a echipei lui Vintilă. Iulian Cristea reușește să restabilească egalitatea și să aștearnă liniștea, să oprească boxele pe stadionul Ion Oblemenco. Revenit după o suspendare, iată-l pe Iulian Cristea reușind să marcheze golul de 1-1 pe care îl revedem. Florinel Coman este omul cu centrarea. A, nu știu de ce Cioșic nu sare, pentru că e pe direcția acelei mingi. El îmi pare acolo, da, apreciază greșit fundașul Craiovei și Cristea restabilește egalitatea. Iulian Cristea, cel care a adunat în acest sezon 3 eliminări